Bun găsit, dragi prieteni! Despre Comuna Dofteana, sigur, foarte mulți dintre dumneavoastră știți, pentru că este o comună foarte frumoasă. Iar despre primarul Ioan Bujor, cred că ați aflat foarte multe lucruri în emisiunile noastre și cred că v-ați familiarizat deja cu lucrurile pe care dânsul le realizează împreună cu aparatul din primăria Dofteana. Suntem chiar în acest moment în legătură cu domnul primar și vă mulțumim în primul rând, domnule primar, că aveți această deschidere către noi pentru a spune câteva cuvinte despre situația cu acest coronavirus, așa cum este ea în comuna Dofteana. Da, bună ziua și vă mulțumesc pentru faptul că aveți amabilitatea și m-ați sunat. Să putem fi în direct, să ne audă toți ceea ce se întâmplă în localitatea noastră, în această situație de în stare de urgență, care mulți dintre noi nu am prins-o în vremurile noastre, ci această stare de urgență a mai fost, dar a fost sub o altă formă, nu în felul ăsta cum este acum. Despre cum se prezintă lucrurile în comună, cum știu cetățenii să asculte sfaturile pe care le dau specialiștii, dar în primul rând dumneavoastră ca administrație locală. Da, din momentul când s-a declanșat starea de urgență în România de către președintele României, cetățenii din localitatea noastră, marea majoritate, cei care nu au servici, nu au un loc de muncă, sunt pensionari, stau în fața televizorului și ascultă informațiile oficiale pe care le primesc de la Guvernul României, de la Ministerul Sănătății, de la Președintele României și de la Autoritatea Publică Locală. Eu am telefonul public, deci îl știe toți, așa este afișat și îl știe toți, telefonul meu, atât al meu cât și al lui doamna viceprimar și toate informațiile pe care le putem da, le dăm cele care sunt oficiale și suntem siguri pe a ce informăm populația. Dar starea în localitatea noastră este una, cum să vă spun, cum n-a mai fost niciodată. Oamenii sunt panicați, deci au intrat în panică în urma informațiilor primite de pe posturile de televiziune și radio, din general din mass media, pentru că nu este chiar atât de ușor să vezi în toată lumea cum se transportă la crematoriu miile de sicrie a celor persoane care au decedat datorită virusului coronavirus. Bănuiesc că sunt cetățeni cu care ați discutat la telefon în ultima perioadă, pentru că acum, având în vedere această izolare și această distanțare socială, sigur mai greu este contactul direct cu ei, având în vedere tocmai măsurile de siguranță a sănătății. Cam ce v-au spus ei când ați discutat cu cetățenii la telefon? Ce să spun? Deci eu fac naveta de la domiciliu la primărie pe jos, păstrând o distanță legală între mine și ceilalți participanți la trafic, să vă spun așa. De la distanță vorbesc și prin telefon cu dumnealor. Programul nostru la primărie funcționează normal între orele 8 și 16 de luni până vineri inclusiv, așa, dar sub restricția faptului că la ușă sunt doi polițiști locali în care te dezinfectează pe mâini, picioarele le trece printr-o păturică care este îmbibată în clor și merge până la ușa relațiilor cu publicul, mă refer la impozite și taxe sau la registrul agricol, acolo unii se pune la dispoziție solicitările necesare. Dar prin telefon vorbesc cu toți cei care mă contactează și întrebarea dumnealor asta este: domnule primar, mai scăpăm noi de asta? Asta ar fi o întrebare. Și a doua, nu știți cumva când se va termina această restricție? Pentru că oamenii, odată cu venirea primăverii, vor să intre într-un program normal. Normal ce? Adică să meargă la locul de muncă, pentru că majoritatea sunt în șomaj tehnic, majoritatea sunt în șomaj, majoritatea sunt în concediu fără plată, unea dintre ei, și își așteaptă ziua când se trage semnalul ca fiecare să meargă la servici, pentru că veniturile lor s-au diminuat odată cu statul dumnealor acasă, iar copiii și ceilalți care ne înconjoară nu știe de faptul că nu ai. Ei știe că trebuie să ai și să pui pe masă cele necesare. Deci cele două întrebări mi se pun. Știți cumva când se va termina această restricție sau cam cât mai durează? Astea sunt întrebările lor. Bineînțeles că eu îi informez, oameni buni, durează cât
noi înțelegem să punem în aplicare ordonanțele care vin din partea Guvernului României, deci ordonanța numărul 3, numărul 4, numărul 5, care au venit de când s-a instalat starea de urgență, în care noi avem niște obligații și avem un program care avem dreptul să ieșim din casă, din curte sau când ne deplasăm în afara localității, avem obligativitatea să completăm acea declarație pe propria răspundere în care trebuie să indicăm locul unde mergem și scopul la ceea ce ne deplasăm în afara localității. Iar în localitate și atunci trebuie să completat acea declarație, iar persoanele peste 65 de ani, între orele 11 și 13, au dreptul să meargă să-și facă cumpărăturile sau se exceptează și persoanele care îngrijește de un bolnav, care îngrijește de un copil sau merge la un cabinet medical, la o farmacie. Sunt unele excepții prevăzute în ordonanțele militare. Lucrurile acestea le-am adus la cunoștință prin telefon, de fiecare dată. De fiecare dată am afișat pe site-ul Unității Administrative Teritoriale Dofteana, inclusiv pe programul de știri Dofteana, în care se poate informa populația din localitatea noastră. Totodată am pus două numere la dispoziție, numere de telefon la dispoziția asistentei medicale sociale și a șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență. Sunt numerele lor de telefon afișate pe știri Dofteana, în care ne pot suna orice persoană din localitate și cer sprijinul nou, adică să mergem să le efectuăm, să le facem cumpărături la farmacie, la magazine de aprovizionare cu alimente. Am avut cazuri, mai avem în continuare, dar noi suntem prompți pentru că am diminuat din numărul efectiv al unității administrative, mă refer din angajați, lucrăm cu o capacitate de 50% pentru că s-a diminuat și activitatea noastră zilnică, dacă nu avem relațiile cu publicul, adică le avem, dar în sensul că dacă oamenii sunt restricționați, nu pot să scoată documente să meargă la APIA, oamenii nu pot să meargă la o bancă, nu pot să scoată un certificat fiscal să facă o tranzacție bancară, să facă o tranzacție de vânzare, cumpărare și așa mai departe, nu solicită o acte oficiale, atunci noi ne-am reprofilat, să vă spun așa, și stăm în slujba cetățeanului, făcându-le cumpărăturile necesare care sunt și alte activități ce stau la baza desfășurării activităților noastre de zi cu zi. Domnul primar, la Dofteana bănuiesc că nu sunt cazuri de coronavirus. Puteți să ne confirmați acest lucru? Da. Deci la Dofteana nu există nicio persoană diagnosticată cu coronavirus până în prezent. Avem persoane autoizolate, așa, care stau la domiciliu. Am evidența lor prin tabelul care ne este comunicat de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Iene a județului Bacău, în care ni se transmite 24 din 24 de ore dacă sunt persoane ce au apărut noi în localitatea noastră și în mod obligatoriu trebuie să intre în autoizolare, sau dacă nu, noi prin poliția locală, prin poliția rurală, îi monitorizăm pe toți acei care îi vedem în localitate, se știu acei care sunt plecați în afara granițelor țării și au apărut, dar cea mai bună informație este aceea pe care ne-o transmite vecinii și mai nou chiar ne-o transmite și copiii de la care sunt la școală, ar trebui să fie la școală, dar ei sunt acasă, monitorizează de așa natură, ne dă imediat un telefon domnul primar sau doamna viceprimar sau oricine răspunde la telefon, vedeți că în vecinii noștri a venit o anumită persoană sau informează prin mesaj telefonic directorul școlii și directorul ne informează pe noi. În aceste condiții ținem situația foarte bine sub control și repet, n-aș putea să vă spun că sunt atât de multe persoane, dar sunt între 60 și 70 de persoane care sunt în autoizolare, nu pot să dau niciun fel de nume, dar sunt acele persoane care au intrat în autoizolare întrucât unul din membrii familiei au venit din afara granițelor țării și atunci s-au autoizolat toți. Să spunem oamenilor și următorul lucru, au înțeles cei din Dofteana să nu iasă din casă pentru motive care nu sunt strict necesare. Ați observat acest lucru? Sigur. Deci, în proporție de 98%, cetățenii din localitatea noastră au înțeles ordonanțele care au fost date militare, au înțeles starea de urgență în care ne aflăm și au înțeles că cel mai bun medicament pentru vindecarea coronavirusului este acela să stăm în casă. Bineînțeles, ca de altfel peste totul, sunt și mici excepții. Mai înainte am avut o convorbire telefonică cu Poliția Națională și cu Poliția Locală,
în care mi s-a confirmat faptul că în cursul zilei de ieri, data de 30 martie, s-au aplicat mai multe sancțiuni unor persoane care au fost certate cu legea și se plimbau practic pe stradă sau se plimbau cu mașina că s-au săturat să stea în casă. Bineînțeles, prima dată au primit avertisment, a doua oară au fost sancționați, dar cu în privire la ordonanța numărul 5 militară care a fost dată în noaptea despre 30 pe 31 martie s-au majorat aceste sancțiuni și se vor aplica sancțiuni mult mai mari în condițiile în care nu vor să înțeleagă. Apreciez foarte mult părinții acelor copii care îi țin în casă și ei își fac lecțiile în clasă cu cadrele didactice, așa cum le fac dumnealor pe calculator. Cadrele didactice sunt la casele lor, țin legătura cu toți copiii și ei învață, pentru că nu-i văd deloc pe stradă, nu-i văd la alte activități și toți își fac programul lor normal, un lucru care este destul de îmbucurător. Domnule primar, pe finalul acestui dialog telefonic, vă rog să transmiteți un mesaj direct către cetățenii din comuna Dofteana, având în vedere această situație extrem de grea prin care trecem, pur și simplu suntem în război cu acest virus. Iată, aruncăm o privire în celelalte țări și vedem că lucrurile evoluează în negativ. Sigur că nimeni nu cunoaște perioada cât va dura această izolare, dar să știți că este foarte important ca dânsii să afle de la dumneavoastră în mod direct acest mesaj. Vă rog. Da, mă adresez tuturor cetățenilor din localitatea Dofteana și nu numai. Îi rog foarte mult și fac un apel la toți să-și mențină calmul, să-și mențină echilibru, să nu intre în panică și să înțeleagă faptul că cu cât stă mai mult în casele lor, cu cât stă mai mult izolați, cu atât se va scurta durata acestui coronavirus, acestui virus apărut în întreg mapamondo, care fiecare ne creăm probleme. Nu cred că există o persoană care să nu-și creeze probleme și să nu se gândească. Deci să ne menținem calmul, să așteptăm învierea Domnului cu mare drag, cu multă rugăciune față de Dumnezeu. Mulțumim foarte mult, domnule primar. Dragii ascultători, a fost alături de noi primarul comunei Dofteana, domnul Bujoar Ioan. Multă sănătate, domnule primar, și să fiți la fel de puternic așa cum vă știu dintotdeauna și știu că sunteți întotdeauna cu sufletul și cu fapta alături de cetățenii comunei Dofteana. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Voi fi ca un stâlp în mijlocul lor și voi apăra localitatea Dofteana ca pe mine însuși. La revedere, domnule primar. Vă mulțumesc.